Salutare, dragi amici! Astăzi o să vorbim despre ceva destul de serios. O să vorbim despre tampoane. Tocmai am discutat cu un argument. Unele fete sunt atât de scârboase cât am spus că este nevoie de acest videoclip. Dragi fete, acesta este tamponul. Îl scoateți din asta, aici băgați pe cel folosit, îl rulați și apoi îl aruncați la gunoi. Nu pe jos, nu pe perete, nu pe WC-ul, nu pe tavan. Sau măcar mâncați-l. Da, e mai ok. Sunt un tampon. Astăzi o să vă spun o mică poveste. Era odată, cam ciudată, o fată pe nume Marina, era cunoscută ca și The Poki, Pokemon sau DJ 14 Marina. A început proiectul ăsta la un bâlci, se filma cu telefonul, apoi a trecut la camera web, un aparat mai mic și apoi cu camera asta. Știu, povestea e foarte lungă, ideea e că povestea asta continuă, adică nu mă las din vlog. Ca să vă explic cum stă treaba, am început când intri într-o vacanță, nu mai pot să ieși din ea, sincer. Adică îți intră lenea aia prin sânge și îți fuge, adică așa cum pot să o văd pe internet. Chiar dacă îți lipsești lucrul ăsta, preferi să dormi. Sau, de exemplu, eu îmi ocupam timpul cu lucruri la care nu sunt bună. Adevărul e că nu sunt o persoană productivă. Am început din nou să filmez, am făcut vloguri, le-am editat, le-am salvat, nu le-am pus pe net, pentru că îmi tot venea în minte întrebarea, cui pasă? Da, cui pasă părerea mea, adică e atât de ciudat, nu-i pasă. Chestia asta mi-a luat și aminte de unui doctor care pur și simplu parcă sunt stricați și nu vor să te repare de tine până nu îi bagi monede în buzunar ca să funcționeze. Bună ziua, cu ceva putem ajuta? Am fost împușcată, doctore. Te rog, rezolvă-mă. Curge sânge, chiar dacă nu se vede. Curge sânge și o să mor. Te rog, rezolvă-mă. Mă scuzați. Da, așezați-vă jos, o să încercăm să facem tot ce putem. Nu am învățat așa ceva la școală. Cred că ar trebui să vă duceți la alți prieteni de-ai mei, știți? Să dați și acolo câțiva bani, pentru că suntem prieteni și trebuie să câștigăm la fel. Da, nu știu, nu putem face mai mult de atât. O să muriți. Am înțeles. Da. Dragi oameni, astăzi o să anunțăm un deces. Doctore. Ce-ai spus? Dacă îți dau 30 de milioane, mă rezolvi? Sigur, boss. Te rezolvăm. Un alt exemplu ar fi unii politicieni care înainte de alegeri îs ceva de genul bună ziua, bună ziua, mâine o să fie alegerile, așa că votați-mă pe mine. Astăzi o să vă dau de mâncare, o să spun că îmi pasă de voi, o să vă dau bani, ouă, făină, prezervative și tot ce aveți nevoie să fiți protejați de foamete. Trebuie să-mi așez cămașa, să par cu adevărat spălat. Mie chiar îmi pasă de voi și nu vă spun minciuni. Ăsta este adevărul. Votați! Votați Mălina președinte! Au, sunt vedetele alea care fac donații. Bineînțeles că donațiile alea află tot poporul. Logic. Adică cine face donații fără să știe cineva? Adică unde ar mai fi farme? Toată lumea trebuie să știe că tu ai bani, câți îți pasă. Bine. Trecem peste asta pentru că nu prea are legătură cu vlogul. Prin acest videoclip, de fapt, am vrut să spun că îmi reîncep activitatea pe acest canal și că nimic nu s-a terminat. Așa că ne vedem data viitoare. Apropo, vă salută Cristi, care crede că nu fac un vlog acum. Ne vedem data viitoare. Clipurile. Pa! Votați Mălina președinte!